Este luni seara, iar la această oră începe emisiunea Misiune Îndeplinită. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar de această dată vom vorbi despre permise înmatriculări și examinări împreună cu doamna comisar șef de poliție Maria Vasile, șef serviciul permise și înmatriculări Autodolj, care îi spun bună seara, bine ați revenit, doamna comisar șef, și vă mulțumesc că de fiecare dată acceptați invitația noastră de a fi prezentă în cadrul emisiunilor noastre. Bună seara, bine v-am regăsit și vă mulțumesc și eu pentru invitație și de fiecare dată îmi face plăcere să vin în studioul dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Astăzi vom vorbi despre permise, înmatriculări auto și examinări. Pentru că este o perioadă foarte agitată, mai ales acum înainte de sărbătorile pascale și cu siguranță dumneavoastră veți fi la serviciu, chiar dacă trebuie să mai faceți și cozonacii. Cu siguranță sunteți în slujba cetățeanului și aveți un program stabilit dinainte, dar până la programul de Paște aș vrea să vorbim despre ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă de timp la serviciul dumneavoastră. Ca de obicei, facem tot posibilul să ne facem datoria, să rezolvăm cât mai bine și cât mai mulți oameni, astfel încât să nu aștepte prea mult, să-și primească răspunsurile dorite și rezolvarea problemelor fiecăruia. Așa că, dacă le luăm pe rând, în privința matriculărilor, am observat că de la începutul anului se observă o ușoară scădere a numărului de solicitări pentru prima dată din anul 2017, de când s-a scos taxa de poluare, când am avut cifre foarte mari, când s-au dublat sau triplat numărul de cereri comparativ cu perioada în care exista taxa de poluare. Din 2017 am tot avut creșteri sau un număr de cereri la cote foarte ridicate. E, acum avem pentru prima dată o ușoară scădere. Probabil pandemia deja își spune cuvântul sau faptul că foarte mulți cetățeni nu mai au aceeași putere de cumpărare de vehicule noi. Nici din afară, nici din țară. Exact, nici din afară, nici din țară. Se cunoaște. Este o scădere de aproximativ 10%, chiar în unele perioade chiar de 20%. Acum privim cu speranță la programul Rabla, să mai revigoreze puțin piața și tendința oamenilor. Ca de obicei simțim că odată este un prag foarte important pentru noi în timpul anului, demararea programului Rabla. După acel prag se simte o ușoară creștere a numărului de cereri și în special a cererilor de mașini noi. Chiar astăzi se lansează programul Rabla. Ne așteptăm deja de mâine, poi mâine, să ne așteptăm la cereri de radiere a vehiculelor uzate, cele care nu mai îndeplinesc condițiile tehnice să circule pe drumurile publice, adică rablelor, să vină să le radieze cetățenii, ca ulterior să le valorifice și să beneficieze de ofertele din programul Rabla. Și mai ales că a crescut și acel cupon. Da, 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 și valoare de la 6.500 la 7.500. Da, și care... ecobonusurile. Ecobonusurile, da. Chiar tendința cetățenilor a fost de a achiziționa vehicule hibrid sau electrice. De la un an la altul a crescut numărul acestora. Deci aici zicem noi că a scăzut un pic interesul pentru mașini uzate și ne așteptăm sau așteptăm să vedem interesul pentru achiziția de vehicule noi. O să mai vorbim peste câteva luni când îi așteptăm la matriculare cu ele și să pot să vă dau vești bune. Doamne ajută, în felul ăsta avem și noi în parcul auto din județul Dolj mașini bune pe străzi și mai ales că cu cât acestea sunt mai puțin poluante, cu atât și aerul pe care îl respirăm este mult mai bun. Da, în continuare ne menținem la cifre mari în privința parcului auto. Avem 280.000 de vehicule matriculate în județul Dolj. În privința permiselor de conducere și al examinărilor, adică interesul de a da examen și de a obține permis de conducere. Și aici avem o situație diferită față de alți ani. Pandemia a schimbat un pic ritmul, interesul oamenilor. Avem ce a adus nou pandemia, a adus foarte mulți cetățeni români care munceau în străinătate, i-a adus în țară. E, asta cum s-a reflectat în domeniul meu de activitate?
prin faptul că aceștia au venit să-și schimbe permisele străine în permise românești. Avem foarte multe permise englezești pe care acum le preschimbă. Ce aș vrea să vă spun, un permis de conducere străin poate fi preschimbat în permisul de conducere românesc dacă titularul lui, fie că e cetățean român sau străin, locuiește în România efectiv. Adică un cetățean poate să-și schimbe permisul de conducere în țara unde locuiește mai mult de 6 luni de zile într-un an calendaristic. Așa că cetățenii noștri care au obținut în Germania, în Marea Britanie sau în Spania, Italia, au obținut permise de conducere în acele țări, acum întorși acasă, revin și schimbă permisele să obțină permis românesc. Să nu uităm că sunt și studenții străini. Și studenții străini, în da, România, așa este. Care depășesc această Sigur. Perioadă de 6 luni în țară. Sunt unii da. Care nu se duc decât o dată la 2 ani în țara lor. Avem foarte mulți cetățeni moldoveni. Da. Avem foarte multe permise de conducere. Schimbă moldovenești. Permisul. Da, da, și din foarte multe țări. Dar eu zic că pe primul loc se situează permisele de conducere englezești, pe care le-am schimbat în această perioadă. Ales că ei au ieșit și din Uniunea exact, Europeană. Da. Și au pierdut foarte mulți locuri de muncă, au revenit acasă și acest lucru se simte și în activitatea noastră. Mai avem un fenomen, tot determinat de aceste condiții. Acela a crescut interesul tinerilor și nu doar tinerilor de a obține permis de conducere pentru prima dată. Adică avem persoane, cei drept 90% sunt tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani, dar avem și categorii zilnic persoane de 60 de ani, de 70 de ani care obțin pentru prima dată permis de conducere. Mai faptul că au stat mult acasă în perioada de pandemie, își pune cuvântul, și au avut da, timp să învețe? Pe de o parte, aceasta este, faptul că au stat mult acasă, dar pe de altă parte, nevoia de a fi independenți, de a circula într-un mediu protejat, să nu mai fie nevoit să circule într-un mijloc de transport da. În comun cu mai mulți oameni la un loc, teama de a, de a nu fi expuși riscului de a fi infectați, da. Și a crescut interesul oamenilor de a avea o mașină proprie, de a circula cu mașina personală, de a fi protejat. Și s-a reflectat, într-adevăr, au crescut numărul cererilor de obținerea permisului de conducere, de examinare la proba teoretică și practică. Și aceasta se simte un număr foarte mare, avem 150 de candidați pe zi care susțin proba teoretică. Mai ales și puteți acum, să-i duceți pe toți în timp real, adică da, da. Să-i rezolvați pe toți fără să da, fie cei drept problemă? S-a reflectat și în privința termenelor de așteptare. Asigurăm un termen scurt la programarea, la mă refer la site-ul de programare online, un termen scurt la programarea online la proba teoretică, în schimb la proba practică avem 2 luni jumate așteptare, timp de așteptare. Asta și din cauza faptului că revenim la situația actuală. În perioada stării de urgență, serviciul nostru a avut activitatea suspendată timp de 2 luni de zile și apoi am revenit treptat, ne-am reînceput activitatea, timp în care 2000 de candidați nu au putut susține proba practică. Și s-a aglomerat. Exact, totul. Și acum când ne-am reînceput activitatea, am reînceput cu acea restanță și vă dați seama că își spune cuvântul, foarte greu recuperezi o restanță de 2 luni, de 2000 de oameni. Și mai ales că sunteți și dumneavoastră oameni și nu puteți să rezolvați pe toți. Lumea zice, da, dar de ce nu fac câte 1000 pe zi? Păi sunt și oamenii care examinează, și, da, sunt și tot exact, oameni și riscul de obosesc. Accident, ei trebuie să fie atenți în trafic. Da. Nu, și plus măsurile specifice de protecție, de da. Igienizare, de pe toți ne-a afectat în oarecare măsură, dar până la urmă oamenii înțeleg. Înțeleg. Da, avem și situații în care se grăbesc sau au nevoie să înțelegem, să îi ajutăm și găsesc înțelegere, sigur. Spuneți că pentru permisele auto sunt foarte multe persoane care depășesc 50 de ani, dar aceștia care aproape împlinesc 18 ani, că ei au dreptul cu 3 luni de zile să înceapă școala și apoi să poată să dea examen în momentul când au împlinit cei 18 ani, se îngrămădesc tinerii să ia permisul sigur, auto? Ei sunt cei mai grăbiți. Da, da, ei
e dorința lor de a simt ei că e un prag al maturității. Adrenalina aia de tinele. Da, da, da. Un prag al maturității, vor ei să arate că... Că pot? Da, e normal, suntem obișnuiți cu lucrul ăsta. Dar v-aș întreba, cei de trecuți de 50 de ani, se descurcă la examene? Sunt mai puțin flexibili. Mai greu de modelat, ce-i drept, la proba practică. În schimb, sunt mai conștiincioși la proba teoretică. Învață, sunt conștiincioși și iau. Chiar aș vrea să elimin o serie de prejudecăți. Unele se confirmă, într-adevăr, după anumită vârstă înveți mai greu și deprinderile de a conduce în trafic un autoturism și atenția distributivă și e firesc, aceasta nu este o prejudecată, chiar o simțim și noi. Dar unele sunt doar mituri, doar prejudecăți, cum ar fi, eu știu, dacă o persoană are sub 12 clase sau sub 8 clase, nu e în stare să învețe de permis. Nu este adevărat. Am avut persoane, e suficient să știe, să fie motivat, să aibă motivație puternică. Am avut persoane, chiar am fost impresionată săptămâna trecută, când o doamnă care îmi spunea că are 8 clase, avea 5 copii și în ciuda acestor greutăți a luat din prima încercare examenul teoretic și pot să spun că în 10 minute a făcut testul și chiar a meritat, din punctul meu de vedere, toate felicitările. Ce aș putea eu să spun? Că nu se descurcă pentru că nu are, eu știu, diplomă de licență sau... Nu. Da. Dacă sunt puternic motivați și învață și citesc și își dau silința, învață la orice vârstă și în orice condiții. Și dacă au și un instructor bun și care instructor să-i motiveze... Bun, da. Și fac foarte multe teste. Le-a fost de foarte mare folos, într-adevăr, cu mulți ani în urmă, că nu exista posibilitatea învățării direct pe internet să facă acele teste. Învățau mai cu dificultate, dar acum este mult mai ușor. Găsești toate informațiile pe internet, chiar site-ul de RPCIV, pot să spun că este cel mai accesat site dintre toate instituțiile publice. Și sunt exact întrebările de la sală. Exact. Chiar și... datorită acestor posibilități de testare, este foarte, foarte folositor și utilizat de cei care învață. Este și o parte mai puțin dorită, aceea că refuză să mai citească. Da, nu trebuie să înveți întâi și apoi să faci acele teste. Și se lovesc, se lovesc și acest... Își dau seama la sală că nu au gândit-o logic și... Pentru că nu știu teoria, nu învață teoria. Da. Dar sunt care se rezumă doar la teste, sunt care mai și învață, au și module de învățare pe internet, se... descurcă. Se descurcă. Da. Cum stăm cu mașinile de lux? Pentru că e totuși o perioadă de criză și sunt convinsă că mai există și mașini de lux care trebuie înmatriculate. Sunt oameni care chiar dacă trecem printr-o perioadă mai grea, aceasta cu pandemia, e o perioadă de criză financiară, totuși sunt persoane care își permit să cumpere o mașină de lux și să o înmatriculeze. Avem tendința să reținem. Dacă vedem în trafic o mașină de lux, o reținem, dar aș vrea să vă spun că sunt excepții. Prin mașina de lux nu aș vrea să ne referim doar la marcă. Da, vedem o mașină de o marcă renumită, pe care considerăm noi de lux, o marcă de lux, dar poate e o mașină veche, e uzată, e reparată, e, da? Nu e neapărat nouă. Da, un vehicul de lux e acela care, pe lângă brand, este și anul fabricației, capacitatea cilindrică. Una este să fie nouă și un preț are să fie nouă, alta este să fie un vehicul uzat, chiar dacă el de marcă, dacă e... are an fabricație, are peste 10 ani vechime și mai e și uzată, degeaba e, nu mai o pot considera de lux. Da. Au venit față de alți ani, au venit mai multe mașini de America. America, din Canada. Am văzut pe stradă chiar, din Canada, da. Se și deosebesc pe stradă, dacă le vezi că sunt mai mari, mai impunătoare. Da. Să nu neglijăm noutatea referitoare la autovehicule din Marea Britanie, cu volan pe dreapta. Acestea sunt, nu mai trec de verificarea registrului auto român.
Acestea trebuie să îndeplinească condiții de omologare din Uniunea Europeană. Au mai fost câteva cazuri matriculate, dar acelea sunt care au dovedit că au intrat în România anterior intrării, ieșirii din Uniunea Europeană, anterior date de 1 ianuarie 2021. Și acestea, pe lângă faptul că cerința Registrului Auto Român este de a adapta vehiculul omologărilor de tip european, pe lângă aceasta mai este și o altă greutate, aceea de a plăti vama. Așa că e din ce în ce mai rar să aleagă cineva să-și cumpere un autoturism în Marea Britanie. Chiar am avut foarte puține cazuri, extrem de puține, față de cum aveam anul trecut. Deci, în scurt timp zic eu că nu o să mai vedem sau o să fie absolut excepții să vedem mașini de Marea Britanie, autoturisme de Marea Britanie cu volan pe dreapta. Bine, ei pot să intre în țară, dar să stea foarte puțin cu ele și să le ducă înapoi turiști, în Anglia. Ca turiști, da. Ca turiști, da. Ca au voie să tranziteze, să spunem, România, dar pot să aducă și eventual să le modifice și să treacă cu ele prin RAR și dacă RAR-ul le accepte modificate cu volanul pe partea stângă, automat... Vă dați seama că e o cheltuială, pe lângă faptul că investesc bani să o modifice. Schimbă bordul cu totul, practic. Mai investesc bani și în, bagă bani și în taxa de vamă, taxa vamală. Așa că nu mai devine avantajos să aduci mașina. Da, nu mai devine avantajos. Da, este și asta o problemă, dacă stăm bine să ne gândim. Spuneți-mi la permise. Câte permise ați... scos până acum? De la începutul anului preschimbăm aproximativ 3800 pe lună. Oho, multe! Destul de multe, da. O mare, cam o treime sunt din obținute ca urmare a examenului și două treimi din preschimbări. Ce am mai avut nou în ultima perioadă, tot încerc să-mi amintesc ce ne-a uimit în ultima perioadă, ce s-a evidențiat spre deosebire de alți ani. A mai fost un lucru. Foarte mulți conducători auto, posesori de categoria B, care au vrut să obțină și alte categorii, cum ar fi categoriile de profesioniști. Am avut foarte multe femei care au susținut examen pentru categoriile C și D, adică își doresc să profeseze ca șoferițe de tir. Foarte multe femei. Spre deosebire de alți ani. În alți ani, dacă vedeam un caz pe lună care vrea să facă școala și să dea examen de categoria C, acum avem zilnic avem femei care susțin. Știți de ce, doamna comisar? Pentru că sunt multe fete care sunt căsătorite cu șoferi de tir și pleacă împreună, știu caz, pleacă împreună cu soțul în curse și preferă să fie amândoi și să știe unul de altul și să aibă unul grijă de altul și automat le convine să plece așa în familie, ca să spunem, cu tirul și să lucreze și de asta sunt foarte multe fete. Plus de asta se și câștigă. Într-adevăr, este foarte greu pentru o femeie. Nu e ușor, da. Nu e ușor. Cunosc caz când sunt două prietene pe același tir. Nu este ușor ca două fete pe tir. Este foarte greu, foarte periculos, trebuie să recunoaștem. Se și câștigă, dar dacă n-ai alt servici, te duci și acolo unde poți. Da. Știți cum e. Și mai avem un lucru. Acum că începe vara, a început vremea frumoasă și ca în fiecare an, în domeniul nostru, încep să apară cei interesați de circulația pe motociclete. Adică acei candidați care susțin examen de categoria A. Și acum e perioada lor. Avem destul de mulți și care doresc să obțină permis de categoria A, A1, AM. Și ei susțin două probe, proba de poligon și proba de traseu. Sunt testați la ambele probe și ne așteptăm ca toată vara să examinăm candidații de categoria A. Dar matriculat motociclete? Da, sigur, avem și motociclete. Fiecare mai întâi își cumpără și apoi vin să-și dea examenul sau invers. Da. Deci avem și așa ceva. Da, sigur. De-astea mai scumpe așa? Avem? Da, și mai scumpe, dar v-am zis. Categoriile scumpe sunt, nu sunt atât de multe, sunt mai puține. Am înțeles. Da. Vine Paștele.
o perioadă grea pentru dumneavoastră. Grea în ce sens? Au venit acasă, o parte dintre românii noștri au venit din alte țări și vor în acel timp să petreacă și Paștele cu familia, dar să știe și permisul să matriculeze și mașina, să dea și examen, dacă se poate. Da, înțelegem, ne mobilizăm și noi să-i primim, dar în acest an s-a suprapus cu începerea programului Rabla. Așa că deja am simțit zilele acestea și în special începând de miercuri și joi, ultimele două zile până în această mică vacanță, foarte multe radieri pe programul Rabla. Deci pe lângă interesul de a rezolva problemele pentru dedicate aceste mini-vacanțe, adică să meargă la picnic sau într-o excursie cu mașina cea nouă sau cu motocicleta cea nouă sau cu numere provizorii valabile, s-a mai suprapus și programul Rabla. Ne așteptăm la un număr mare de radieri din programul Rabla și un număr mare de solicitări de examinări la proba teoretică, la proba practică, de matriculări, dar, ca de obicei, le vom face față. Ce program aveți pe această perioadă? Pentru că aveți nu numai permisele, aveți și înmatriculările, aveți și examinările, atât la sală cât și la traseu. Ce program aveți? Avem zilnic, luni, marți și joi, program normal, nu avem program scurt, până la ora 16:30 chișele, iar miercuri până la 18:30, cu programare online. Am extins în această săptămână, am suplimentat cu două ghișee față de perioada anterioară, tocmai pentru a răspunde tuturor solicitărilor. Și am suplimentat locurile pe sistemul de programare online special pentru radieri, ca cei care doresc și se grăbesc să se înscrie în programul Rabla să nu aibă de suferit sau de așteptat. Am intensificat și colaborarea cu societățile care preiau și distrug autovehicule, dar și cu dealerii, bineînțeles, și dealerii trebuie să-i aprovizionăm cu numere provizorii, pentru că fiecare client care cumpără o mașină de la dealer trebuie să plece din curtea lor cu număr provizoriu la mașina cea nouă. Așa că tot noi trebuie să ne asigurăm că îi aprovizionăm cu numere provizorii. Așa că avem grijă și de dealeri, avem grijă și de cetățeni, avem grijă și de colaborarea cu societățile de distrugere, astfel încât totul să fie bine. Vineri, înainte de Paște, în ultima zi, practic, aveți program? Vineri este liber, este o zi nelucrătoare. Și în această săptămână, chiar dacă sunt multe aglomerate și multe activități, mergem și la Calafat, la punctul nostru de lucru Calafat. Avem un centru punct secundar. Suntem la aproape 100 de kilometri de Calafat, așa că încercăm să luăm din picioare drumul oamenilor și orice problemă au din domeniul nostru de activitate, în special mă refer la înmatriculări, radieri, numere provizorii, plăcuțe pierdute, să mergem noi în localitatea lor să preluăm cererile. Primim aproximativ 30-40 de cereri în ziua de marți și în ziua de joi, de două ori pe săptămână. V-a prins bine acest punct de lucru la Calafat? Le-a prins bine oamenilor, cetățenilor. Cetățenii sunt mulțumiți. La început aveam câteva cereri, dar avem. Vă imaginați că noi, joia, eliberăm cele, să zicem, 30 de documente primite marți, plus cele primite. Deci, în ziua de joi, primim la noi și rezolvăm aproximativ 60 de oameni. Ceea ce pentru ei e foarte important. Da, pentru că nu mai plătesc drumul acesta și către Craiova. Da. Costă niște bani. Radierile le facem chiar pe loc. Da, noi. Și mai ales că vă dați seama și timpul e mult mai ușor decât să vină aici să... Da, a fost în beneficiul cetățenilor. Da. Acest lucru. Foarte bine. Când începeți după Paște? Începem marți, după Paște. Deci luni este liber. Luni este liber. Vineri și luni este liber, ca să înțeleagă telespectatorii. Da. Luni și vineri și luni este liber. Zile declarate nelucrătoare. Nu avem persoane planificate în acea perioadă, în aceste zile. Dar după Paște iarăși intrăm în forță să rezolvăm orice cerere a oricărui cetățean. Și de marți program normal. Și de marți program normal.
Și inclusiv examinările. Inclusiv. Da, chiar cum stați cu examinările? Cum ați ajuns cu ele la zi sau mai aveți așa? Nu mai avem. Nu mai avem. Timpii sunt. Timpii mari de așteptare. V-am spus și anterior motivele. Da. Dar încercăm să înțelegem și situațiile critice. Cum ar fi, eu știu, este în pragul de a-i expira școala. Pleacă la studii în America. Sau probleme de sănătate în familie sau chiar persoana. Înțelegem orice problemă, dar ritmul acesta este. Și mai ales că cum cu COVID-ul ăsta se poate întâmpla să aibă, să fie pozitiv și să nu mai poate să mai prezinte la examen. Da, și aici înțelegem. Și să fie reprogramați. Da, sigur. Îi reprogramez pe aceștia, să zicem, nu știu, dau un exemplu, pe cei care au avut COVID și au stat în acasă, în izolare și nu s-au putut prezenta clar la examen, îi programați imediat sau... Imediat ce poate să vină la noi și îi permite sănătatea, da. Și aceste cazuri le înțelegem. Adică faceți niște excepții, să spunem așa, îi ajutați cumva. Da. Dar încercăm să nu se transforme regula în excepție. Da, corect. Și aici, da. Am mai avut și cazuri care, eu știu, are 16 ani, B1, dar se grăbește foarte tare. Da, mai sunt și cazuri care nu se justifică. Sunt mulți care zic, lasă că îi spun că am avut COVID și mă duc repede să mă programeze. Și chiar le-am explicat la unele persoane, nu poți, pentru că ei în baza de date au acolo, pagă CNP-ul și clar îți apare acolo în calculator că tu ai avut COVID și ai avut perioada de așteptare 2 săptămâni, așa că nu... N-ai cum să-i minți pe cei de la înmatriculare auto și de la examinări, că nu se poate, nu, n-ai cum. E o bază de date foarte bine pusă la punct. Da, aș vrea să le reamintesc celor care sunt interesați de programul RABLA, că avem și posibilitatea radierii din oficiu a vehiculelor, pe baza informării primite și documentelor primite de la Societatea de Dezmembrări, direct pe mailul serviciului nostru. E o procedură un pic mai, din punctul meu de vedere, un pic mai greoaie. Într-adevăr, e comodă pentru cetățean că nu mai pleacă de acasă, dar e mai greoaie. Ia timpul de execuție un pic mai mare. Așa că am preferat să aleg varianta rapidă, scurtă, pentru că, pe lângă faptul că programul RABLA necesită timpii mici de așteptare și toată lumea se grăbește, și din firea noastră ca oltenie să ne grăbim, am preferat varianta cea mai rapidă, cu timpii scurți de execuție, adică direct la ghișeu. Da, foarte bine. Și să le ofer posibilitatea să nu aștepte deloc. Vă mulțumesc frumos, doamna comisar șef, pentru faptul că ne-ați pus la dispoziție toate aceste informații. Vă doresc un Paște liniștit. Doamne ajută să ne întâlnim sănătoși cu toții și după Paște și în continuare. Și să sperăm că viața noastră va reveni la normal și după Paște, asta îmi doresc foarte mult. Și succes și mulțumesc încă o dată pentru prezență. Și eu vă mulțumesc și să ne revedem cu bine. Doamne ajută așa să fie. Aici pune punct acestei emisiuni, emisiunea îndeplinită. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Vă doresc un Paște liniștit și binecuvântat de Dumnezeu. Doamne ajută să ne revedem cu bine peste 2 săptămâni, luni, când vom mai îndeplini în comisiune. Toate cele bune, la revedere!